Cum e cu pâinea? Cum se procedează? Păi, fiind departe de centrul satului, trebuie să-l aduc acasă. Că majoritatea sunt în vârstă, nu pot merge, la unii trebuie să-l duc chiar în casă. Asta. Cum am spus eu, de femeia sub bagă cu ea în casă, nu poate, e bătrână. Și la cât timp le aduceți? O dată pe săptămână. Cam câte familii sunt, mai sunt, care primesc? Exact. Eu zic pe 7. Mai mergeți și prin alte... Chiar 6. 6 familii. 7. Cum trăiesc oamenii de aici? Sunt mulți pensionari, pensionari cu pensii destul de bune de la mine. În rest, populație îmbătrânită. Cei tineri se luptă cu agricultura, cu zootehnia, dar e greu. De ce este greu? Pământul nu e fertil? Pământul este fertil, nu e forță de muncă. Și dacă ai vrea să angajezi pe cineva, prețurile sunt mici la vânzare. Dacă pleci de aici să te duci să vinzi produsul, cine ți adună până ești tu la vânzare? Că nu-l vinzi când te duci, trebuie să stai. Da, da, este o piață hunedoară. De acord. Dar nu te duci în Hunedoara, ai lăsat marfa, ai plecat. Nu se întâmplă așa. Trebuie să stai acolo. Ei pleacă de la nimic, nu pleacă de la oameni cu bani care se dezvoltă, se facă fer. A fost perioadele cu mină, cu minerit, când s-au câștigat bani, s-au dezvoltat. Lucrau la cerișor, la cariere sau la mina Ghelari, la Alun, la cariera de Alun? La început la Ghelar, au lucrat și la mine la Lelese, a fost mina de tal la Lelese. Cerișor, Crăciuneasa.